Bună ziua, doamnelor! Pentru videoclipul de astăzi am ales ca materie de bază strugurele, pentru faptul că suntem în perioada în care putem să-l procurăm foarte ușor sau majoritatea îl avem în casă. Este vorba de strugurele alb. Pentru aceasta avem nevoie de 20 de boabe de strugure alb și anume le punem în frulator și le frulăm bine. După ce le-am frulat, deci în mixer, le strecurăm. Mustul îl punem într-un pahar, îl lăsăm deoparte, iar compoziția care a rămas, compoziția groasă, o punem la rădăcina părului și masăm bine, circa 10 minute, rădăcina părului, după care facem șamponul, deci spălăm părul. Este foarte indicat pentru întărirea rădăcinii părului, pentru înlăturarea mătreții și, în același timp, pentru a da volum părului nostru. Din sucul care l-am pus deoparte, deci mustul rămas, cu ajutorul unui disc demachiant înmuiat în această compoziție, aplicăm pe față, masând ușor și bine, deci pe întreaga suprafață a feței, timp de 10-15 minute, după care înlăturăm cu multă apă. Astfel vom face o curățare a tenului în profunzime. Pentru că, datorită zahărului pe care îl are, deci se curăță foarte bine pielea și, în același timp, se curăță în profunzime porii dilatați. Cu mustul care a rămas, deci două linguri aproximativ, deci luăm două linguri din mustul care a rămas și îl amestecăm cu trei linguri de ulei de migdale și o lingură de tăruțe de grâu. Amestecăm bine, deci facem un fel de mască pe care o aplicăm pe întreaga suprafață a feței. O lăsăm să acționeze circa 15-20 de minute, după care înlăturăm cu multă apă caldă. Veți vedea că tenul dumneavoastră este mult mai luminos, este hrănit, curățat în prealabil, iar acum hrănit. Italienii, persoanele în vârstă, deci în ziua de azi folosesc foarte mult pentru a trata anumite boli, să le zicem așa, vinul. De exemplu, pentru infecțiile pe care le, când avem infecție în gură, ia, se folosește jumătate de pahar de vin alb, se clătește bine gura de circa 3-4 ori pe zi și această infecție încet, încet se vindecă. Sau în momentul în care avem durere de gât, luăm jumătate de pahar de vin alb și facem gargară de circa 4-5 ori pe zi. Este un dezinfectant și astfel durerea de gât va trece. Sau în momentul în care avem tuse, folosim mustul de la 10-20 de boabe de strugure pe care le frulăm, deci fiind în perioadă de iarnă sau în primăvară, deci în momentul în care nu avem must la dispoziție, îl amestecăm cu o linguriță de miere și bem această compoziție, deci astfel tusea încet, încet trece. Sau, de exemplu, în momentul în care avem buzele screpolate, putem să luăm un bob de strugure, îl tăiem la jumătate și îl trecem de mai multe ori peste buze și vom observa că încet, încet buzele își vor reveni la normal. Deci se va duce această secheță, această senzație de buze uscate, deci screpolate, foliate. Eu cam atât am avut să vă spun astăzi. Sper să vă fie de folos și să folosiți sugestiile mele. Vă spun pe curând!